Salut, prieteni! Se pare că vă distrați. Ed, tu vrei să pari cumva un pirat? Înțeleg. Și Billy are harta Comorii? Salut, Charlie! Ce este? Ai o idee? Vrei să construiești o navă de pirați? Wow, nava este aproape gata, dar lipsesc câteva piese. Aveți grijă, băieți! Wow, a fost pe aproape! Oh, nu! Harta Comorii a căzut în gaura din punte! Poate ne ajută Ed? Nu? Atunci haideți să terminăm de construit nava și recuperăm mai târziu harta. Billy, Charlie încarcă lemnele de care avem nevoie. Se poate ca tu și Ed să luați restul? Grozav, aproape am terminat! Puntea va fi gata în curând, doar câteva plăci în plus. Se pare că Billy aproape a terminat bompresul. Odată ce e pus la locul lui, va ajuta să țină pânzele navei la un loc. Câteva piese și gata! Charlie se ocupă de ancoră și Ed se ocupă de cârma ce dirijează nava. Grozavă treabă, băieți! Acum este timpul să adăugăm tunurile. Gata! Nava poate acum naviga. Țineți-vă bine! Wow, se simte ca și cum nava ar fi pe ocean. Mulțumesc pentru ajutor, prieteni. Ne vedem data viitoare. Wow, pare distractiv! Salut tuturor! Sunteți gata pentru mai multă distracție în parc? Minunat! Dar înainte trebuie să ne terminăm treaba. Astăzi vom construi o piscină cu mingii. O parte din piese sunt deja aici. Haideți să le asamblăm!
mai avem nevoie de piese. Le puteți găsi? Foarte bine, Macaraua Charlie! Le poți căra în remorcă. Minunat, buldozerul Billy! Cred că excavatorul Ed a găsit o remorcă plină de piese. Bravo, băieți! Să descărcăm piesele. Astea sunt piesele, le puteți aduna într-un loc? Grozavă treabă, băieți! O, cred că Ed are chef de joacă. L-a prins pe Billy. Nu, iar începem. E timpul să ne întoarcem la treabă. Aproape am terminat. Gata, piscina cu mingii este terminată. Acum că treaba s-a terminat, e timpul să ne distrăm. Haideți să încercăm. Wow, a fost distractiv! Vreți să încercăm din nou? Minunat, băieți! Ne vedem data viitoare! Salut, prieteni! Vă place în parcul de distracții? Ne vom distra și mai mult după ce ne terminăm treaba. Vom construi un roller coaster. Avem toate piesele, dar trebuie să le asamblăm. Puteți face asta? Pe aici, băieți! Fii sigur că le pui în poziția corectă, Charlie! Se pare că buldozerul Billy și excavatorul Ed au nevoie de puțin ajutor din partea macaralei Charlie pentru a ajunge la piesele mai înalte. Grozavă treabă, băieți! Asta este muncă în echipă! Iar au început. Lui Billy îi place să se joace. Dar încă nu este timpul să vă jucați Billy și Ed. Deocamdată mai avem treabă.
minunat! Haideți să urcăm mașinile pe pistă pentru ca toată lumea să se plimbe pe roller coaster îndată ce terminăm. O mașină mare pentru Charlie și două mașinuțe pentru Ed și Billy. Aproape am terminat! Gata, am folosit toate piesele. Dar stați, se pare că lipsește o piesă. Puteți să o găsiți? Iată! Salut mașina de înghețată și mașina de făcut gume. Jucați-vă cu mingea în altă parte. Noi trebuie să mai găsim o piesă pentru a termina roller coasterul. Perfect! E timpul să pornim! Țineți-vă bine, băieți! Uahaha, ce distractiv! Ce plimbare pe cinste! Ne vedem data viitoare, prieteni! Buldozerul Billy și excavatorul Ed încă se joacă în parcul de distracții. Oh-oh! Uite-o pe macaraua Charlie! Să vedem ce treabă avem pe ziua de astăzi! Astăzi vom construi o pistă pentru mașinuțe bușitoare! Se pare că majoritatea pieselor sunt deja la locul lor, iar altele trebuie doar mutate puțin. Minunat, băieți! Dar se pare că mai lipsesc câteva piese. Trebuie să le găsim. Ed a găsit câteva piese din mașinuțe bușitoare. Bună treabă! Ce e aia, Billy? Vrei să te ajute Ed și Charlie? Ok! Grozavă treabă de echipă! Charlie a găsit câteva piese pentru podea. Le poți încărca în remorcă. Billy, Ed, Charlie a mai găsit câteva piese. Haideți să le descărcăm pentru a le pune la locul lor. Minunat! Ce, Ed? Crezi că e o metodă mai rapidă pentru a face asta? Uahaha, uite-te la asta! Bravo! Aproape am terminat! E timpul să ne distrăm! Ed și Billy se pot urca în mașinile mai mici.
iar Charlie haincea mare. Pe locuri. Fiți gata. Start! Uahaha, ce distractiv este! Aveți grijă, băieți! Hei, voi faceți echipă împotriva lui Charlie. Sunteți 2 contra 1. Ce e asta? O remorcă plină de mingi? Trebuie să fie foarte distractiv. Ați făcut o treabă minunată! Ne vedem data viitoare! Bună, prieteni! Sunteți gata pentru încă o zi la parcul de distracții? Minunat! Înainte să ne jucăm, avem treabă de făcut! Roata uriașă trebuie montată. Aceste platforme fac parte din roată și trebuie să potrivim culorile. Prima dată să le găsim. Avem deja 3. Una portocalie, una albastră, iar alta este maronie. Avem nevoie de cea maronie prima dată. Buldozerul Billy, pot să-l ajut pe excavatorul Ed să o pună unde trebuie? Bună treabă, băieți! Acum o adăugăm pe cea roșie. Perfect! Ce culoare urmează? Mov? Trebuie să o găsim prima dată. Hei, macaraua Charlie! Cred că Ed vede ceva lângă piscina cu mingii. Bună treabă, Billy! Ai găsit-o? Uite, Ed a găsit-o pe cea mov, dar camionul de înghețată e parcat chiar pe ea. Acum putem să o ducem la roată. E aproape gata, băieți! O, acum ne trebuie cea verde, dar încă nu o avem. Să o căutăm. O, nu din nou. Ed pare că e gata de joacă. Scuze, Ed, dar trebuie să ne terminăm treaba mai întâi.
Bună treabă, Billy! Ai găsit platforma verde! Mulțumesc că ai ridicat-o pe cea galbenă din drum, Charlie! Se pare că și Ed pune umărul! Și asta a fost! Am terminat treaba! Acum e timpul pentru distracție! Ne vedem data viitoare! Bună, Dino! Bună, Mark! Ce faceți? Dino, vrei să faci un tort și să înveți cele 7 culori ale curcubeului cu noi? Să mergem! Albastru. Roșu. Galben. Verde. Indigo. Portocaliu. Mov. Foarte bine, Dino! Ai făcut un tort curcubeu! Am învățat toate cele 7 culori ale curcubeului astăzi. Ai vrea să recapitulăm? Albastru. Roșu. Galben. Verde. Indigo. Portocaliu. Mov. Ne vedem în curând, prieteni!
Bună, Ethan! Ce faci? Ethan, ai vrea ca astăzi să învățăm numerele și să spargem ziduri? Să mergem! 1 A fost amuzant. Hai, încă o dată. 2 3 4 5 6 7 8 Hop. 9 Foarte bine, Ethan! Am spart atâtea ziduri astăzi și am învățat atâtea numere. Hai să recapitulăm! 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Ne vedem data viitoare, prieteni!